Praise the Lord. Slava Domnului. Coming up here is a fearful thing. De a veni aici e ceva înfiorător. At times when Mike calls me, my heart drops. Când de fiecare dată când îl sun, inima parcă încade. Because you're held accountable for what you say. Pentru că aici ești socotit responsabil de orice cuvânt pe care îl rostești. And so I pray that God would be glorified through this. Și eu mă rog ca Dumnezeu să fie glorificat printre această lucrare. That God would give me boldness for this. Dumnezeu să-mi dea putere să pot vesti cuvântul. And that we would be able to behold the glory of God. Și noi să fim și să ținem gloria lui Dumnezeu. Before we begin, I want to read something from Revelation, chapter 5. Înainte de a începe, aș dori să citim împreună din Apocalipsa, capitolul 5. And starting in verse 11. Începând cu versetul 11. I'm not going to read the full verse, but just a part of it. Nu o să citesc tot versetul, doar o parte din el. And then verse 12. Și apoi versetul 12. Then I looked and I heard around the throne and the living creatures and the elders the voice of many angels. Verse 12. Saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. M-am uitat și împreună și împrejurul scaunului de domnie și împrejurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am văzut glasul multor îngeri. Versetul 12. We have in Isaiah also where the... Și ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat și să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. De asemenea, vedem în Isaia. In Isaiah 6, where the angels are crying day and night, holy, holy, holy. În versetul capitolul 6, unde vedem căci îngerii și serafinii lui Dumnezeu strigă în continuu zi și noapte, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. And as when we come and we hear the word of God, și noi când venim și auzim cuvântul lui Dumnezeu, as that God would be very present, că Dumnezeu este aici prezent, that he will be the focus of this, ca El să fie focusul sau centrul acestui lucru, that he'll be the center of this, El să fie centrul acestui lucru, just as in heaven, as he is in the center of it all, așa cum este în ceruri, în centrul tuturor lucrurilor, and as the angels are crying, holy, 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 și așa cum îngerii strigă, slavă, slavă, that our minds would be occupied with God, mintea noastră să fie preocupată de Dumnezeu. And the reason why I want to say this is because I want us to set our minds on things above. Din ce cauză spun lucrul acesta? Aș dori ca gândirea noastră, mintea noastră să fie ridicată și pusă pe Dumnezeu. Because my topic today will be the presence of God. Pentru că despre ce doresc să vorbesc eu astăzi este despre prezența lui Dumnezeu. So if we can all turn to Psalm 16 verse 8. Împreună aș dori să deschidem Psalmul 16. That will be my main text that I'll be preaching from. Psalm chapter 16 verse 8. Capitolul 6, Psalmul 16 versetul 8. This verse here should mark every single one of our lives. Versetul acesta aș dori să-l marcheze pe fiecare din noi. Because as the psalmist tells us how to deal with the future. Pentru că psalmul spune how to deal with the future. Ce să fac cu viitorul meu? How a Christian should live by every moment. Cum trebuie un credincios să trăiască în fiecare minut cu Dumnezeu? As the psalmist had a deep confidence in God. Acest psalm are o încredințare puternică în Dumnezeu. That a Christian should not worry and be anxious about the things to come. Ca creștinul să nu se îngrijoreze despre lucrurile care vor veni. Rather his confidence be rooted in Christ. Și confidența lui sau încrederea lui să fie în Hristos. And his hope in God. Și nădejdea în Dumnezeu. That David in this verse shares one of the secrets of his life. David spune un secret în acest psalm din viața lui. That kept him going when things would arise. Care l-au ajutat să meargă înainte atunci când se ridicau împotriva lui lucrurile. Whether overwhelmed by trouble. Oricând era acoperit de încercări. This is the grand secret of his life. Este un secret foarte adânc al vieții lui. I want you to remember this verse here. Aș dori să memorați acest verset, să-l țineți minte. For you here, everyone that is present here,
pentru toți cei care suntem aici. I just want you to remember one thing, and it's just this one verse. Să țineți minte doar acest lucru, acest verset. It will keep you going. Te va ținea să mergi înainte. It will keep you trusting in God. Te va ajuta să te încrezi în Dumnezeu. It will keep you focused upon the glory of God. Și va ținea focusul sau gândirea ta la slava lui Dumnezeu. As David here begins in Psalm chapter 16 in verse 8. Cum David începe în acest psalm cu versetul 8. It reads, I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be shaken. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. As we begin this verse, we see David's determination. Așa, chiar de la începutul versetului putem vedea sfârșitul lui David. This is a supreme object in his life. Este un obiect suprem din viața lui. This is the aim of his life. Este ceea ce a dorit, țintit el în viața lui. This is the goal of his life. Este ținta vieții lui. This is the target of his life. Este ceea ce a urmat el toată viața lui. As he says, I have set the Lord always before me. Așa cum a spus el, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. He has resolved to set his mind upon God. El a reușit să pui mintea lui sau gândirea lui la Dumnezeu. He always wants his vision to be upon God. Tot timpul a dorit ca viziunea lui să fie pe Dumnezeu și la Dumnezeu. He doesn't want God to be someone in the background. El nu vrea ca Dumnezeu să fie doar ceva în jurul lui. But rather for God to be at the focal point of his life. Dar Dumnezeu să fie ținta vieții lui. That he would be the prominent position of his life. Ca Dumnezeu să fie poziția centrală în viața lui. As this word here set describes a determination. Așa cum acest cuvânt determină o sfârșit al lucrării sau o continuare a lucrării. It is a definite decision. Este o decizie definită sau totală. That here it's an act of the will. Este acțiunea unei dorințe. It involves a thought. Și involvat un gând care e în centru. Consideration. De a considera. Meditation. De a medita. That he will set himself in the presence of God. Că el îl va avea sau îl va pune pe Dumnezeu totdeauna la înaintea ochilor lui. That he'll bring himself to this position. El se va aduce pe sine într această stare. It's having a God consciousness through Christ. De a avea o conștiință dumnezeiască prin Hristos. That considering all the other things, he determined to have the Lord always before him. Privind la toate lucrurile, el a decis ca Dumnezeu să fie mai presus de toate. That his life is to be governed by God. Ca viața lui să fie guvernată de Dumnezeu. I want to ask you a personal question. Vreau să te întreb ceva personal pe tine și pe mine. What are you governed by? De cine ești guvernat tu? Is it by money? De bani? By pleasing man? De a face plăcerile oamenilor? Materialism? De lucrurile materialiste? You must have God at the focal point of your life. Tu trebuie să l-ai pe Dumnezeu la ținta vieții tale. That you must determine to have Christ always in sight. Trebuie să te determini ca pe Dumnezeu să l-ai înăuntru vieții tale. As in Colossians chapter 3. Așa cum spune în Coloseni capitolul 3. In verse 1 through 2. În primele două versete. It says, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated. Seated at the right hand of God, set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. Versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. That here Paul says, seek and set your mind on things above. Aici apostolul Pavel spune, căutați și puneți lucrurile și căutați lucrurile de sus, umblați după ele. You may have two different perspectives, yet the same thing. Vei avea două perspective, poți să ai, dar același lucru. It is the same coin, but different sides. Este aceeași monedă, dar are două fețe. Setting the Lord always before you is seeking the things and setting your mind on the things above. Având pe Dumnezeu tot timpul în privirea ochilor tăi, este de a pune gândirea la lucrurile de sus. And David said, I will set the Lord always before me. Și David a spus, totdeauna voi avea pe Dumnezeu înaintea ochilor mei.
Christian, will you determine to live exclusively in the presence of God? Creștine, te hotărăști să rămâi permanent în prezența lui Dumnezeu? This here was the secret of his life. Aceasta a fost secretul vieții lui. You understand this, you'll understand the other things. Dacă înțelegi acest secret, vei înțelege și pe celelalte. But look at this, this was not just a secret of David's life. Nu doar a fost un secret doar din viața lui David, but of our blessed Lord Jesus Christ. Dar a fost de asemenea și un scop chiar al Domnului Isus. This is the secret of Jesus's life also. De asemenea, îl vedem acest secret și în viața lui Isus. That Jesus always kept his eyes on the Father. Tot timpul Isus a avut ochii pe Tatăl. That how clearly the presence of God must have been to Christ. Cât de clară prezența lui Dumnezeu era peste Hristos sau pentru Hristos. That he continued to recognize the active presence of the Most High. Că el recunoștea de fiecare dată lucrarea și manifestarea Tatălui. That the Heavenly Father was in every place. Că Tatăl Ceresc era în tot locul, peste tot. When Jesus talked about lilies, Jesus said, "My Father dresses them." Când Dumnezeu vorbește despre iarbă sau despre florile de pe câmp. When he talks about the birds there, he says, "My Father feeds them." Și când vorbea despre păsările cerului, spune, Tatăl meu îngrijește de ele. That he provides for them. Că el adună sau agonisește pentru ele. If there was food, he thanked God, the Father, for the food. Dacă avea Domnul Iisus mâncare, mulțumea întâi Tatălui pentru ea. That Christ had the Father always set before him. Hristos îl avea pe Tatăl tot timpul înaintea lui. While he walked, his eyes were always set on the things above. Când el umbla pe acest pământ, ochii lui era tot timpul ațintiți, ridicați la lucrurile de sus. As the ultimate end of all his actions and his will. În toată lucrarea și dorința lui. His orders, his commands. Toate poruncile și dorințele lui sau ceea ce i-a dat Tatăl. Was to accomplish them. Este ca să le aducă la îndeplinire. Is that he always had his eye upon heaven. Pentru că totdeauna a avut ochii lui ațintiți la Tatăl. May we always be sensitive. Tot timpul aș dori să fim sensibili. To the presence of God wherever we are. La prezența lui Dumnezeu oriunde n-am fi. Think about that. Să ne gândim la aceasta. How would you live your life? Cum îți vei trăi sau îmi voi trăi viața? If you were always aware that God had his eye upon you. Dacă în mintea ta tot timpul ai avea acest gând că ochii lui Dumnezeu mă urmăresc tot timpul. That there's never a place and a time where God does not have his eye upon you. Nu este niciun loc, nici un timp când Dumnezeu nu are loc ochii lui peste mine. Whether that be in the dark or whether that be in the light. Fie că este în întuneric sau la lumină. That in no matter given situation. În orice stare n-aș fi eu. What if you're always aware that God was right there? Dacă tot timpul ai la cunoștința ta că ochii lui Dumnezeu sunt peste tine. Well, Christ was always aware of that. De aceasta a fost, de această idee a fost Hristos copleșit și acest gând îl avea. David's determination to have his eyes on heaven. Ținta sau lucrarea determinată a lui David era ca să aibă ochii pe Dumnezeu. Christ's determination to have his eyes on heaven. Scopul lui Hristos era ca să aibă ochii pe Dumnezeu Tatăl. And this is a secret of all people throughout history. Și aceasta este un secret a tuturor oamenilor credincioși din toată istoria. That were used by God mightily. Care au fost folosiți puternic de Dumnezeu sau de Dumnezeu atotputernic. That they always had God before them. Tot timpul au avut pe Dumnezeu înaintea lor. As they wanted to know God. Când doreau să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult. As to approach Him, to have fellowship with God. Ca să aibă o părtășie cu El. This is what it means to have God always before you. Asta înseamnă să-L ai pe Dumnezeu tot timpul înaintea ochilor tăi. As Joseph, whether being in prison, he always had God before him. Chiar și Iosif când era în închisoare. While Silas, a avut pe Hristos tot timpul în ochii lui. While Silas and Paul sang as they always had God before them. Pavel și Sila de asemenea în temniță l-au avut pe Hristos în ochii lor. As Shadrach, Meshach and Abednego had their eyes before. Meshach, Shadrach și Abednego au avut ținta la Dumnezeu și focusul lor la Dumnezeu. We have in the Bible Enoch walked with God. De asemenea, l-avem pe Enoch în Scriptură că a umblat cu Dumnezeu. We have Noah who walked with God. L-avem pe Noe care a umblat cu Dumnezeu.
These men had one ambition in life. Acești oameni, dacă au avut o țintă sau un ambițiu în viața lor, and that was always to set the Lord before them. A fost să-L pună pe Dumnezeu înaintea ochilor lor. And this also marked Paul's personal life. Și aceasta a marcat și viața apostolului Even Pavel. In Philippians chapter 3. Și în Filipeni capitolul 3. Paul says, "One thing I do." Pavel spune, un lucru îl fac sau îl doresc. One thing I press on. Un lucru pe care doresc să-l fac, să-l merg înainte. And it's for the prize of the upward call. Pentru chemarea, pentru lucrarea chemării cerești pe care mi-a făcut-o. What a glorious truth here. Ce adevăr glorios este aici. That all these men, că toți acești oameni, what marked them, ce le-a marcat pe acești oameni, was just to know and to have their eyes set on God. Cunoască și să-L aibă pe Dumnezeu tot timpul în fața ochilor lui. This was the secret. Acest secret l-a avut ei. You know now the secret. Voi acum deja cunoașteți și voi acest secret. It's to always have God before you. Ca tot timpul să-L aveți pe Hristos în fața ochilor voștri. To have a God consciousness through Christ. O cunoștință sau o gândire dumnezeiască prin Hristos Iisus. Then we continue. Și apoi continuăm. And then we go to David's love. Și mergem la dragostea lui David. As he made that determination to set the Lord always before him. Cum a ales el să-L pune pe Dumnezeu în fața ochilor lui. There was something specific that he set his eyes upon. A ales un lucru specific unde a pus, a țintit ochii. And that was upon God. Și aceasta a fost Dumnezeu. That he would always to have the Most High always before his eyes. Că el să-L aibă pe cel atotputernic tot timpul înaintea ochilor lui. That he would be bound and captive by God. Că el să fie captivat de Dumnezeu. That he would not go astray to pursue any other object in life. Și să nu meargă să ia sau să câștige un alt lucru decât pe el. That God himself was his supreme love. Și Dumnezeu, singurul Dumnezeu, a fost dragostea lui supremă. His greatest passion. Pasiunea lui cea mai mare. His affection. Afecțiunea lui. His devotion. Devotamentul lui. His eagerness. Ceea ce a dorit el mai mult. His excitement. Bucuria lui. It's to have God who you worship primarily. A avut pe Dumnezeu pe care îl slujești în fața ta. That his eyes was to praise God. Și dorința lui a fost să-L slăvească pe acest Dumnezeu. To adore God. Să-L adoreze. To desire God, to long after God, to have joy in God. Să meargă după El, să-L dorească și să-L urmeze. That it's about God having your full allegiance. De-a-L avea pe Dumnezeu în toate lucrurile. And that David, as he supremely loved God and his allegiance was to God. Și atunci când David l-a iubit pe Dumnezeu într-așa o dragoste de multă, tot ce a făcut a fost ca să-L urmeze pe Dumnezeu. Look in Psalm chapter 16 verse 8. It says, I have set the Lord. În Psalmul 16 cu versetul 8 spune, that it's not anything other but simply just God. Este doar singur Dumnezeu, spune, eu am ales, am necurmat pe Domnul înainte ochilor mei. May we be resolved to be controlled by God. Să ne lăsăm și noi să fim controlați de Dumnezeu. Don't let life control you. Nu lăsa ca viața să te controleze pe tine. Don't let any organization control you. Nu lăsa nicio organizație să te controleze pe tine. Don't let the world control you. Nu lăsa ca lumea să te controleze pe tine. Or activities in the kingdom. Ori o altă activitate din împărăție să te stăpânească. Because if you don't set the Lord before you, you'll become dry in your service to the Lord. Că dacă nu lași pe Dumnezeu înainte ochilor tăi, atunci vei fi condus de pasiunea sau lucrarea pe care o faci pentru Dumnezeu. If you don't set the Lord before, your heart will become cold. Dacă nu-L pui pe Dumnezeu înaintea ochilor tăi, inima ta se va răci. As we need men in the kingdom who are passionate about God. Așa cum este în împărăția lui Dumnezeu, suntem pasionați de Dumnezeu. That he did not have wealth before him. Căci n-a avut nimeni o bogăție mai mare ca el. That he did not set before him business. N-a pus înaintea lui Dumnezeu businessul sau bogăția. Earthly anxieties. Sau bucuriile lumești acestei lumi. Earthly ambitions. Ambițiile acestei lumi. And earthly cares.
ceea ce poartă de griji sau îngrijorările acestei lumi. Or family responsibilities. Sau responsabilitățile familiei. Because how quick can these things take our minds off God? Pentru că cât de iute aceste lucruri de multe ori pot să ne ia ținta de la Hristos. That his mind was glued to heaven. Mintea lui sau gândirea lui era lipită de cer. It was detached from earth. Era dezlipită de pământ. This should teach us. Trebuie să ne dea o lecție. Something very important. Foarte importantă. To seek first the kingdom of God. Să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Don't let anything carry your heart away from God. Ca nimic altceva să tragă inima noastră de la împărăția lui Dumnezeu. Nothing. Nimic. Nothing is worth. Nimic nu este mai prețios. Let God be the one who has your heart. Dumnezeu să fie cel care are inima ta. Be captivated. Fii captivat by God himself. De însuși Dumnezeu. And reserve for him only. Și gata pentru el în orice clipă. Because how quick in our life can we get so distracted? Pentru că de atâtea ori în viață atât de iuteri putem fi atrași de la el. And get our minds off heaven. Și luați cu gândirea de la cer. And have them set on these earthly concerns. Și să fim focalizați pe lucrurile materiale. May we learn to always have our minds on God. Să învățăm ca să avem gândirea tot timpul la Dumnezeu. Then he continues. Și apoi continuă. As he says, I have set the Lord. Și apoi spune, îl am necurmat pe Domnul. He says, always before me. Necurmat înaintea mea. He had a constant focus upon God. A avut o gândire continuă. At all times, continually. Tot timpul continuu. We are to have the Lord always before us equally under all circumstances in life. Să avem pe Dumnezeu în fața noastră tot timpul echivalent în toate locurile. We are to have the Lord set before us. Și să-l punem pe Dumnezeu în fața ochilor noștri. In our schooling. În învățământul nostru. In our business at home. În lucrurile noastre acasă. At work, at vacation. În timpul chiar a vacanței. At the store. La magazin. Whether that be in health, whether that be in sickness. Când vom fi în sănătate sau în boală. Not just at church gatherings, not just at prayer meetings. Nu doar la întâlnirile din biserică sau la rugăciune. But in every place, in all circumstances. Locul, în orice circumstanță. That we are to have God himself set before us in every thought, word and deed. Ca să-l avem pe Hristos în orice gând al nostru și în orice lucrare pe care o facem. That we should make the Lord's presence the greatest fact to us. Să facem prezența lui Dumnezeu ceva foarte mare și important pentru fiecare din noi. Because the world forgets about God. Pentru că lumea uită de Dumnezeu. The sinner dishonors God. Păcătosul îl disprețuiește pe Dumnezeu. The atheist denies God. Ateistul îl respinge pe Dumnezeu. But the Christian lives for God. Dar creștinul trăiește pentru Dumnezeu. May we not forget about God. Ca noi să nu uităm niciodată de Dumnezeu. May we always have him in our thought. Tot timpul să-l avem în gândirea noastră, never în mintea noastră. Never let that escape your mind. Să nu lași niciodată să treacă aceasta sau să iese din mintea ta. That wherever you are, acolo unde n-ai fi, în orice loc, in whatever situation, în orice stare n-ai fi, in that time meditate upon God. În timpul acela să gândești și să te gândești la Dumnezeu. This is something very simple. Este foarte simplu. Yet we may forget at times to think about. Dar de multe ori uităm să gândim de acest lucru. May we not run our lives. Să nu parcurgem viața noastră. And not even think about God. Și să nici să nu ne gândim de Dumnezeu. How can we only think about God just when he's just needed? Cum ne putem gândi la Dumnezeu doar atunci când avem nevoie de el? Only in the tough times. Numai atunci când suntem la strâmtorare, în timp greu. I mean, I'm so guilty of this that it grieves my very soul. De multe ori atât de vinovat sunt de acest caz. That in the times when everything was going good. Că în timpul atunci când mergea totul foarte bine. It seemed like those thoughts of him started slipping away. Gândurile despre Hristos începeau să se depărteze de mine. But when it seems like calamity
falls upon me. Dar când încercările vin și calamitățile vin să dea peste mine, I'm very quick to think about God. Foarte iute să-L caut pe Dumnezeu. May we seek God and have Him upon our minds. Să-L căutăm pe Dumnezeu și să-L avem tot timpul în mintea noastră. In the good times and in the bad times. În timpuri bune și în timpuri mai puțin bune. And then we continue. Și vom continua. And then he says, because he is at my right hand, pentru I shall not be shaken. El este la dreapta mea, nu mă voi clătina. As David himself trusted in the presence of God. Așa cum David s-a încrezut în prezența lui Dumnezeu. That David's confidence was in God. Și confidența lui David era în Dumnezeu. He had confidence in God that God was near him. Avea confidență că Dumnezeu este aproape de el. That God loved him. Că Dumnezeu îl iubea pe el. That God will practically help him. Că Dumnezeu îl va ajuta chiar practic pe el. Look at this. This teaches us to trust God. Aceasta in any given circumstance. Ne învață să ne încredem în Dumnezeu în orice lucru. Because God forsook Christ that he might never forsake us. Pentru că Dumnezeu l-a dat pe singurul lui fiu. That you should, nu l-a cruțat pentru noi. That you should always, always find the Lord near in the noi time of trouble. Tot timpul să căutăm pe Dumnezeu în viața noastră, în orice circumstanță din viața noastră. That he is very present. Căci prezența lui este aici. That David, as he says this, he says, the Lord is at my right hand, that he is very close to me. Așa cum spune David că prezența lui Dumnezeu este aici la dreapta mea, lângă mine. That he's not off somewhere. Nu este undeva la distanță, la departare. He hasn't forgotten about me. El a uitat despre mine. He doesn't, it's not the, or he doesn't care for me anymore. Ori el nu se îngrijește de mine mai mult. Rather he's right there with Dar you. Dar David spune că el este aici lângă mine, la dreapta mea. Isn't that very comforting? Nu este foarte confortabil când îți pui lucrul acesta, nu te simți bine? Brothers and sisters, this is very comforting. Foarte ceva care te pune în stare de confort plăcut. Because no matter where you are right now in your life, în ce stare sau loc ești în viața ta, Christian, you can be filled with joy. Ca creștin poți să fii plin de bucurie. You can be filled with comfort. Poți să fii plin de încredere. Because he is very, very, very near to you. Pentru că Dumnezeu este foarte, foarte aproape de tine. And then he says, I shall not be shaken. Eu nu mă clatin, a spus el. That he's always, always to have God before him. El este ca tot timpul să-L aibă pe Dumnezeu în fața ochilor lui. And that he shall not fall. Și el nu mă clată, nu voi cădea. That he shall have security in Christ. O să aibă siguranță în Hristos. That he will have stability with Christ. Va avea stabilitate cu Hristos. That he shall not be, shall not perish in his affliction. Și nu va pieri în lucrările lui. But rather, he's going to trust in God. Dar mai mult se va încrede în Dumnezeu. There is three things that I want us to know. Trei lucruri aș dori să vă aduc aminte și vom apropia de încheiere. Three things for us to learn from these from this passage. Să învățăm trei lucruri din acest pasaj. Let us live near to God always. Să trăim aproape de Dumnezeu tot timpul. Every single day, every single morning. În toată dimineața, în toată ziua. When you wake up, say, God, I'm going to set you before spui, me Doamne, this very day. Eu te pun înaintea ochilor mei într această zi. May we not wake up and forget about God. Să nu ne trezim și să uităm de Dumnezeu. May we cry before God early in the morning. Să plângem înaintea lui Dumnezeu de dimineață. Another thing is, a doilea lucru, that setting the Lord before us, când îl pui pe Dumnezeu înaintea ta, prevents us from being moved with terror. Ne păzește să nu fim atacați de rupere. That when fear and anxiety begins to arise, atunci când frica și încercarea se ridică, know that God is present. Știind că Dumnezeu este prezent. Because the presence of God is the antidote to anxiety. Și prezența lui Dumnezeu este antidotul fricii sau a stresului. So fellowship with God. De aceea ai părtășie cu Dumnezeu. Are you anxious? Ești stresat? Spend time with the Lord.
Petrece mai mult timp cu Dumnezeu. Get in time with God and just cry out your heart to him. Fă-ți timp cu Dumnezeu și petreci timp mai mult cu el. Oh, child of God, God is very close to you. Dumnezeu este foarte aproape de tine. And the last one is setting the Lord always before us. Și ultimul lucru este să-l pui pe Dumnezeu înaintea ta. Is that it will give us peace and joy. Pace și bucurie. As in Psalm chapter 16. Și în Psalmul 16. As in verse 9 through 11, this is what it reads. În versetul 9 la 11 spune în felul următor. Therefore my heart is glad and my whole being rejoices. My flesh also dwells secure. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. For you will not abandon my soul to Sheol or let your holy one see corruption. Căci tu nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. You make known to me the path of life. In your presence there's fullness of joy. At your right hand there are pleasures forevermore. Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feții tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. What a great ending it is to this psalm. Ce sfârșit frumos este acest psalm. That in the presence of God there is fullness of joy. Că în prezența lui Dumnezeu este o bucurie deplină. I want to end with a quote. Aș dori să termin doar cu o frază. And it reads, Christ went more willingly to the cross than we do to the throne of grace. Unii acest om spune în felul următor, Hristos a mers cu mai multă dorință să moară pentru noi, ca noi, cu dorința cu care venim noi la El. Hristos a pus o mai mare dorință, a avut o mai mare dorință să moară pentru noi, ca cât dorim noi să-L urmăm pe El. This here should move us. Aceasta trebuie să ne atingă. And should compel us to spend time in fellowship in the presence of God. Să petrecem mai mult timp cu Dumnezeu. Because some of you may have had a very hard week. Pentru că mulți de noi am avut poate o săptămână mult mai grea. Filled with worries, anxieties and concerns. Plină de îngrijorări, de stres, de frică. Yeah, I want you to rest at the feet of Jesus Christ. Aș dori să te liniștești la picioarele lui Hristos. This is the Sabbath day. Este o zi de sabat. And this should remind us that we have rest in Jesus Christ. Și aceasta trebuie să ne aducă aminte că avem odihnă în Domnul Hristos. As Jesus says, come to me, all you who are heavy burdened. Așa cum spune Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. And I'll give you rest. Și eu vă voi da odihnă. May God bless us with peace. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu pace. God bless you. Domnul să vă binecuvânteze.